nu știu, nu pot să vorbesc prea mult, aș vrea să răspund doar câteva lucruri în legătură cu felul cum noi trebuie să așteptăm. Noi, așa după principiile noastre, după capacitatea noastră și după felul cum intuim noi acest fenomen sau acest eveniment al venirii lui, noi niciodată nu putem să spunem că suntem gata. Nu suntem gata. Nu există zi în care noi să nu ne găsim anumite greșeli. Nu se poate să nu facem anumite lucruri care să ne încarce cugetul, să ne turbure puțin cugetul și să ne facă să mergem liniști, că e ceva în neregulă, trebuie să punem în iubială, trebuie să mă rog pentru lucrul acesta ca Domnul să mă ierte. Mereu vin, fie gânduri, fie îngrijorări, fie atâtea lucruri, fie amărăciuni, fie necazuri, lucruri care, prin care poate satana vrea ca să ne abate privirea de la ținta noastră care este Domnul Hristos și așteptarea Lui. De fapt, ținta, a privit ținta până la urmă, are în vedere venirea aceluia spre care țintim. Este venirea Lui pentru răpire. Nu știu cum să a spune, n-am cuvinte ca să exprim cât de important este lucrul acesta. Și pentru că noi nu avem siguranța că suntem gata, avem totuși niște îndemnuri din Cuvântul Lui Dumnezeu care ne arată o realitate atât de importantă. Că nu noi putem fi gata, ci El ne face gata. Noi niciodată nu putem să spunem suntem gata. Nu suntem în această stare de perfecțiune. Noi tindem spre perfecțiune, dar niciodată în trupurile acestea în care suntem atât de limitate și gândirea noastră atât de limitate, nu putem cuprinde și înțelege cum putem să fim pregătiți pentru venirea Lui. Niciodată nu vom fi gata. Dar iată câteva versete, mi-aș permite să vă reamintesc, în care putem găsi un sprijin și o încurajare ca să fim liniștiți, să așteptăm venirea Lui, fără să ne facem prea multe prământări, să fiu mai bun, să fiu mai atent, să fiu mai curat, să vedez mai mult. Orice am face, niciodată nu putem spune că suntem gata. Iată ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 1, vă citesc câteva versete, să vedeți cine ne pregătește pe noi pentru venirea Lui. Aici, Apostolul Pavel spune așa, căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. Este vorba de capitolul 1 din 1 Corinteni, începând cu versetul 5, de unde am citit. Apoi, uitați aici, este acest apogeu, să zic așa, în care se afirmă ceva foarte important pentru noi. Așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Nu duceți lipsă de nimic. Suntem gata în privința a tot ceea ce privim de la Dumnezeu. Că noi suntem așa cum suntem, pasibili de păcat, pasibili de a vedea în dezbădește, care ne face de a ne simți cu ce pentru care ca întina. Noi totuși avem totul de fiind din partea lui Dumnezeu. De ce? Sau în ce scop? Cu scopul așteptării arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Acum, cu privire la arătare, sunt mai multe aspecte. Arătarea, în general, se referă la venirea Lui ca împărat, când se va arăta întregii lumi. Dar de multe ori se confundă aceste momente, pentru că, de fapt, sunt două momente ale acelui eveniment. Venirea Domnului Iisus are două momente. Momentul răpirii, apoi urmează necazul cel mare, 7 ani, și apoi, al doilea moment, când El vine pe pământ, împreună cu biserica, cu cei sfinți, și este o situație mai depărtată în timp, ceea ce așteptăm noi și ceea ce spunea și Dariu, unul dintre oamenii mari ai lui Dumnezeu, cred. Noi, ca credincioși din biserică, nu ne interesează atât de mult ca să dorim să vină împărăția milenară. Aceasta este pentru Israel. Și prin binecuvântarea Israelului, toată binecuvântarea lui Dumnezeu se revarsă peste toate neamurile. Dar noi, ca biserică, ca mireasă, așa cum am spus, așteptăm venirea pentru răpire. Și apoi uitați ce se mai spune în continuare. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel, ca să nu fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Hristos. Ca să fiți fără vină. Da. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel, ca să fiți, da, să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Iată deci, două lucruri importante. Nu ducem lipsă de nimic în așteptarea venirii Lui și apoi vom fi întăriți până la sfârșit, ca să fim fără vină în ziua venirii Lui. Este nevoie de o mai mare claritate? Este, cred că e destul de clar. Și iată încă un îndemn care ne încurajează. În Epistola către Filipeni, la capitolul 1, mai vedem încă un lucru care ne încurajează. Apostolul Pavel spune la capitolul 1, versetul 6 din Filipeni,
acest lucru. Versetul 6. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua Iisus Hristos. Deci, este o lucrare a Dumnezeu. Ce a început El, va desăvârși. De ce? În vederea zilei lui Iisus Hristos. Și ziua lui Hristos, așa cum știți, în cuvântul lui Dumnezeu, este ziua venirii Lui pentru măreție. Da. Pentru răpire. De asemenea, aș vrea să mai citesc două versete, și anume, încă un verset care ne încurajează, este la a doua Petru, capitolul 1, a doua Petru, capitolul 1, versetul 19. Și se spune aici, și avem cuvântul prorociei, făcut și mai tare, la care bine face să luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Aici este ceva foarte interesant, foarte frumos, care se desprinde sau se poate înțelege puțin mai greu. Dar când spune Apostolul Petru așa, bine faceți că luați aminte la cuvântul prorociei ca o lumină. Ce fel de lumină? Care strălucește sau care, da, strălucește într-un loc întunecos. Până când? Până va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Știți că venirea Domnului Hristos pentru răpire este în calitatea Lui de luceafă strălucitor de dimineață. Iar venirea Lui ca împărat pentru împărăția milenară este ca soare al neprihănirii. E bine, aici frumos. Înainte de a apărea pe cer luceafărul, apare întâi în inimile noastre. Deci ne face să simțim că venirea Lui aproape, să fim gata, să fim bucuroși. Să ne bucurăm de fericitatea de a venirii Lui. Sunt mai multe lucruri de spus. Și vreau să mai spun două și închei. Două, fără să citesc versetele. Se spune în cartea către Întâia Tesaloniceni, când se vorbește de venirea Domnului Hristos, la capitolul 4, se încheie cu ultimul verset așa. Spune, mângâiați-vă, dar, cu lucrul acesta. Iată un mijloc de mângâiere în situațiile în care trecem astăzi. De cazuri, amărăciuni, probleme, frământări și așa mai departe. Este mângâierea care ne dă această așteptare a venirii Domnului Hristos. Și a doua este la 1 Ioan, unde se spune la capitolul 3, și cu asta să vă încheia, se spune, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când va veni El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curățește după cum El însuși este curat. Deci un mijloc de curățire, pe lângă sângele Domnului Hristos, pe lângă apa curățitoare a Cuvântului Lui, avem și acest mijloc de curățire dacă așteptăm venirea Domnului Iisus Hristos. Să ne ajute Dumnezeu să-L așteptăm și să ne bucurăm în această vedere fericită. Amin. Amin.